floare dorul, râde codru și izvorul. Codrul înverzind pe poale, izvorul curgând la vale. Nu mai e nici nor, nici ceață, totu-i viu trezit la viață. În pomi cântă păsărele și noi ne-ntrecem cu ele. Călăușii, ușicu, începe și iubitul. Începe și dragostea. Extraordinar de bine, stimați telespectatori, stimați privitori și iubitori de frumos și cântec popular românesc, vă zureți fu Gheorghiță și Măriuța cu primăvara, primăvara în floare, dragostea, primăvara în floare, dorul, primăvara înflorim și noi, stimați telespectatori, dar și brandul de firicel cu dor și dragoste de cântec popular românesc, aici la LTV România Litoral TV, televiziunea noastră dragă de la mare, unde soarele sărută marea
Mai e puțin să pupă toată lumea pe plajă, pentru că nu mai e mult până departe, până când începe nebunia. Sigur că da, pe plaja noastră, cum acum, de aia rămân eu la 39 de ani și mereu tânăr. Când vine primăvara și începe plaja, este o treabă, foarte treabă. Așa că bine v-am regăsit, stimați telespectatori. Iată-ne în casele dumneavoastră cu ceea ce dumneavoastră vă lipsea sâmbătă de sâmbătă, care eu țin să fiu prezent și nu oricum, pentru că dumneavoastră știți că eu nu mă dezic de invitații mei și de calitate și de pretenții, că așa e Olteanu, pretențios, mai are niște calități, dar nu vreau să le spun pe toate acum așa, dar pretențios într-un fel așa. Și astăzi sunt în casele dumneavoastră cu un invitat, să știți, aș putea spune, ne cunoaștem de o viață, dar ce să facem dacă timpul trece peste noi, nu ne vedem, nu ne auzim, dar uite, e important că ne găsim și să știți că devine este și virtualul ăsta plin de nebunie numit internet. Acolo toată lumea e grămadă cu lumea, toată lumea, și invitatul meu era acolo și mi-adresează el mie o întrebare. Ținea Luca, vreau și eu în emisiune la Mata sau Neagigi, nu știu cum i-a zis el mie acolo, în sfârșit, și zic, da cum, când m-am văzut așa, eu îl cunoșteam, știam cine este, așa, dar nu-l desconspir acum, când mai las puțin, să mai, pentru că este absolută premieră aici la LTV România, vreau să spun, la brandul meu de emisiune de Fericel cu Dor și Dragoste, Cânte Popular Românesc, și emoționare că s-a luptat toată viața lui cu emoțiile, stimată doamnă, acolo acasă, cu emoțiile s-a luptat, nu cu femeile, s-au luptat alții, las că știm noi pe care ți-a dat cu femeile, știm noi, da. Așa că, Vevete, tu nu băga în seamă ce vorbesc eu. Așa că, astăzi am un invitat care îl cheamă Neluțu. Că nici nu se putea să-l cheme altfel, pentru că este inconfundabil și nu vreau să confunde cu nimic. Îl cheamă Neluțu Dinu și este culmea culmilor, este de aici, din Năvodare. Așa că eu îi zic, Neluțule, bine veniți aici la Fericel cu Dor de Cântec Românesc și... Bine am găsit familia Litoral TV. Așa? Bine v-am găsit pe dumneavoastră. Mulțumesc pentru invitația care mi s-a oferit. Și mă bucur că sunt în această emisiune super, super. Da, da. Să știți că Neluțu Dinu are niște firișoare de emoții care sunt firești și e un început, că toate începuturile încep cu începutul, știți? Așa și Neluțu, până când se acomodează el. Să știți că în momentul când mi-a zis el mie, zice, Neagigi, vreau și eu în emisiunea Alma Tale, zic, măi Neluțule, zic, eu sunt pretențios, ai piese? Ce am, Neagigi, și îmi trântește o piesă acolo pe virtual, cum se poate, când ascult piesa, normal că era piesă de piesă, zic, măi, Zac, vii la mine, mi-e întreb vreo 10 piese. Păi am 10 piese, am. Da, bine, zic, am înțeles, am ascultat și uite, l-am planificat și azi, așa. Neluțule, să nu stăm mult de vorbă așa eu de unul singur, să vorbesc cu tine. Zi-mi tu mie, cu cântecul popular, tu de unde vii și cum? Adică noi ne știm de când ne știm, cum ne știm, dar de desubturi din ăștia, de unde vii tu cu cântecul, din ce zonă vii? Te-ai născut aici, nu te-ai născut aici, că eu sunt prindu-o sunt de meserie. Da. Tu de unde ai venit cu cântecul? Eu cu cântecul vin din Toprăisar. Extraordinar. De la Toprăisar? Da. Deci mama mea născută la Toprăisar. Așa. Bunicii mei acolo la Toprăisar au locuit. Așa. Așa. Și mama cânta când la petrece, așa, mama cânta, îi plăcea să cânte. Și din Toprăisar? Da. Nașii mei care m-au botezat pe mine, tot așa familie care cântă, dar pe la cumpăna stăteau. Fiind cine? O știi, doamna cântă, Dina. Din Arveisar. Da. Din Asolarul Mariana. Da. Și Mariana cântă și Dina, da. Și frații ei m-au botezat pe mine. Da. Stimați telespectatori, este adevărat că acum, spre rușinea mea, eu am stat, am locuit 14 ani în Toprăisar, dar chestia este că nu prea cunoșteam nici vecini, că eu veneam seara și plecam dimineața, știi, nu mai cunoșteam, dar să mai dau de Neluțu la vremurile de acolo, dar totuși cert este că noi am cântat împreună, ne-am găsit, pentru că vreau să vă spun că el de bază are un instrument și o chitară fermecată care cânta el cu ea, dar acum a venit cu...
a venit cu cântecele, cu cântecele lui frumoase, frumoase, frumoase și vreau să vă spun că întotdeauna și mereu noi artiștii ca speță în această după-amiază, așa este Neluțu Dinu cu un cântec foarte frumos, Când deschid acasă poarta. Să știți că este un cântec plin de esență și substanță, dar haideți să-l ascultăm cu acest cântec pe Neluțu Dinu și după aceea le au la întrebări. Neluțu Dinu pentru dumneavoastră este bine, bine! Pe tata, meșterin ceva prin curte, că pe acasă strebur multe. Când deschid acasă poarta, știu când găsesc pe tata, meșterin ceva prin curte, că pe acasă strebur multe. Lui de drag îi vine a plânge, la pieptul său mă strânge și strigă de aude satul, muierea venit băiatul. Lui de drag îi vine a plânge, că la pieptul său mă strânge și strigă de aude satul, muierea venit băiatul. Și-mi zice cu glasul dulce, băiete, ce vânt te aduce. Mama fire sperioasă, iese repede din casă și-mi zice cu glasul dulce, băiete, ce vânt te aduce. M-a adus măicuță dorul să vin să vă calc ogorul, cum vă descurcați cu toate. M-a adus măicuță dorul să vin să vă calc ogorul, să vă întreb de sănătate, cum vă descurcați cu toate. Între timp întoarce casa, ce caută nu mai știe, doar să-mi umple traista mie. Îmi pune măicuța masa și între timp întoarce casa, ce caută nu mai știe, doar să-mi umple traista mie. Haine de ea împletite, de la țară, tăicuțu și măicuța mă, îmi sunt alinarea mea mă. Și-au un ochi la crimea mare când mi-ai sărut de plecare.
Da, stimați telespectatori, Neluțu Dinu pentru dumneavoastră, văzurăți ce cântec emoțional, aș putea spune, cântat cu foarte mare grijă și, bineînțeles, cu sufletul. Felicitări, Neluțu Dinu. Mulțumesc, mulțumesc. Și mie îmi place melodia asta, nu știu, e ceva... Te alină, te... Danieluțule, ăștia suntem noi interpreți, ăștia suntem noi artiștii, punem suflet în tot ceea ce cântăm, creăm lucruri frumoase, creăm melodii din suflet și, bineînțeles, lucrate la sentiment, cum s-ar zice. Că nu e niciun altceva ca sentimentul de părinți și mai ales relațional tată-mamă și de unde pleci, unde te lași și pe unde ajungi. Să, încă să iai. Eu nu-i mai iau, nu-i mai am și... Mi-e greu, e greu, știu, știu. Da, stimați telespectatori, dar haideți să mai intru eu puțin în trale mele pe ziua de astăzi aici, la menirea mea de moderator aici ca oltean la malul mării. Să știți că cei ce își aniversează ziua de naștere azi, zic la mulți ani, dar numai că ieri la Cărăraș am primit un mesaj, s-a aniversat o zi de naștere acolo, că ne privește acolo, domnul Alexandru Mihai, sigur că da, domnul Alexandru Mihai, la mulți ani, multă, multă sănătate din partea soției doamna Nela și, bineînțeles, din partea lui Dani Mihai, așa, băiatul dumneavoastră, multă, multă sănătate și fericire. Venind astăzi, întâi, astăzi este 4 martie, stați așa, cine crezi dumneavoastră că luă un kilogram în plus și prinsă un trandafir în buchetul vieții, nu e nimeni altul decât cel mai al dracu lăutar din Constanța de aici, după mine, e prietenul meu, de asta zic așa, de vorba de Gigi Ciubuc. Gogule, la mulți ani și multă, multă sănătate, spun eu, dar spune și Neluțu Dinu, zi Neluțu două vorbe. La mulți ani, Gigele, la mulți ani, ne cunoaștem foarte bine. Așa, da. E drăcos. Da, am câteva amintiri frumoase. E drăcos, e drăcos, da, e prietenul nostru, așa. Da. Așa că și de asemenea mâine, stimații telespectatorii, mâine să știți că aniversează o zi de naștere, se duce peste, mi se pare că are vreo 80 de ani și un an, cam așa ceva, Neanelu Bitu pe scara mea acolo la Constanța, pe topolog, bineînțeles că da, mă pâlpie Danielitul nostru Neculescu, mă pâlpie cu un telefon, dar vreau să vă spun că și pe 8 martie, să știți că apare între, cum nu se poate, nu pot eu să fiu, doamna Vica Filimon acolo la Cumpăna, împlinește o frumoasă vârstă, îi spunem la mulți ani așa, din partea mea, din partea lui Vevete și, bineînțeles, din partea lui Cosmin și multă, multă sănătate și din partea Firicelului cu dor și dragoste de cânte popular românesc. Dai de să luăm telefonul. Bună ziua, bună ziua! Bună ziua! Bună ziua, cine e acolo? Domnul Gigi și invitatul din astea, domnul Dinu. Da. Fiindcă este o zi importantă pentru fina mea și aniversează ziua de naștere cu sutură Margareta din Năvodari, uh-huh. Îi transmit multă sănătate, bucurie, fericire și tot ce își dorește. Da, 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 da. Pe 20 martie este ziua nașului meu, Stancana Ioan, de la uh-huh. Constanța. De asemenea, da, da. Urez de acum că s-ar putea dumneavoastră să mai aveți emisiuni reluări și să nu pot atunci să-i zic. Nu, nu, da, corect, ziceți acum. Așa. Pentru familia mea, Ștefan Vlasov, Mihaela și nepoții Alexandru Cosmin, multă sănătate, bucurie și îndeplinirea tuturor dorințelor, că ziua mea a fost în primatie, dar nu a reușit nimeni să zic. La mulți ani de acum, în retrospectivă, sigur că da, la mulți ani. Da. Și la Ghiocel, așa, la fel, la Fircel de... Cântec românesc, da, 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 da. Mulți, mulți ani în continuare. Să rămână, mulțumesc. Și Măriuța, am văzut că erați cu ea duminică la emisiunea care a fost reluare. Da, 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 da. Sigur că da, Măriuța este doimea mea muzicală, sigur că da. Mulțumim, mulțumim, să rămână. Vă doresc o emisiune cât mai plăcută și mai mulți, mai mulți interpreți. Mulțumesc, mulțumesc, aducem interpreți, dar acum dacă e o dată pe săptămână, vă dați seama, ajunge timpul cam rare, ajunge vedeți așa perioada. Vedeți că ovidenii nu vă uită și vă intră în direct mereu. Știu, știu, mulțumesc, să rămână. Să rămână. Sănătate multă, multă. Sănătate. Să rămână. Lumea ne privește, lumea ne iubește, Neluțu, să știi. Stimații telespectatori, ce vreau eu să vă mai aduc aminte dumneavoastră azi, 4 martie, vreau să vă spun că se împlinesc 40 de ani de la acel vitreg cu tremur care mi-a luat o colegă dragă de cântec acolo la Târgu Jiu, la Doina Gorjului, pe Firoftea Lăcătușul, Dumnezeu să o odihnească și să o ierte și să o aibă de dreapta lui acolo, pentru că a fost o cântăreață extraordinară, a cântat Gorjul într-un fel și poate dacă nu murea ea, nu plecam nici eu de la Târgu Jiu și rămâneam acolo la Doina Gorjului și eram peste capetele
restora de pe acolo, de pe la Oltea. Dar asta este viața, asta este mersul ei. De asemenea, domnul Nelu Popescu din, din Belgia și domnul Dănuț Dumitru Oacă din Belgia se uită la noi. Acum îi salutăm și multă, multă sănătate vă dorim, stimații domni acolo în Belgia, și să priviți cu drag emisiunile de Firicel. De asemenea, salutăm la Mangalia pe Daviduță, cel mai tânăr telespectator, și pe doamna Ioana Preda, care se uită la Firicelul cu dor și dragoste de cânte popular românesc. Sper că se uită, dar avem un telefon. Sunteți cu noi, bună ziua, bună ziua! Alo, bună ziua, domnul Gigi! Bună ziua, bună ziua! Și bine ați venit în casele noastre dumneavoastră și invitatul dumneavoastră. Corect. Aș vrea să mă ascultați. Vă rog frumos, nici mai zic nimic, aș gata. Aș vrea pentru doamna cu biberonul. Doamna cu biberonul. Doamna cu jocarul Ioana. Da. Din Eforie Nord. Da. Pentru băiatul ei, Nelu și Nora Veronica. Da. Care au fost ochii mari sâmbăta trecută. Ia uși. Pentru ginele Nicușor și soția lui, că nu știu cum o cheamă. Uh-huh. Și pentru nepoții ceilalți, Cornel, uh-huh, Cătălin, uh-huh, Iulia și nepotul Andrei. Uh-huh. Bravo. Pentru primarul din Eforie Sud și Nord, Șerban, uh-huh, Robert. Dar de la, la Costine pentru primarul zici, nostru. De la Costine nu zici nimic niciodată, Natale. Pentru nepotul meu Ciprian, care stă cu mine aici, și da, soția lui. Da. Și strănepotul copilul lor, aha, care au împlinit toți în aceea zi pe 2 martie și a aniversat ziua de naștere. Ia uși. Da. Așa, Gâtone Constantin, Gâtone Monica și Gâtone Mario. Da, 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 da. Așa, aș mai dori pentru vărul meu Gheorghiță Dumitrache și pentru soția lui. Uh-huh. Și el și-a aniversat ziua de naștere. Mhm. Uh-huh. Pentru toate rudele mele, pentru nepoatele mele, pentru sora mea. Și pentru dumneavoastră. Pentru prietenele și pentru prietenele de la Golănești. Am zis de la Golănești, da? Tu știi locatea Golănești? Da, așa, dar așa, dă-mi la cât anul să plecăm. Da, 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 înțelesei. Mulțumesc frumos că m-ați ascultat, vă doresc multă sănătate. Să rămână, vă așteptăm cu drag. Vă așteptăm cu drag în emisiunea noastră. Și pentru doamna Vevete, că și ziua dânsii a fost, am uitat. A fost și al Vevete și al lui Măriuță, a fost cu zilele lor, da, sigur că da. Da, la mulți ani să trească, să fii sănătoase. Să rămână, să rămână, mulțumim, mulțumim, să rămână. Să rămână, să rămână. Neluțu, după ce cântăm două iconițe, două fetițe, care este un cântec foarte, foarte sensibil după mine, stăm de vorbă numai cu tine și numai cu tine și microfonul ți aparține până la final. Ne cântă Neluțu Dinu, două iconițe, două fetițe, este... Dacă n-ai copii, dacă mai târziu nu are cine moștenii. Nu dau doi bani pe avere, dacă n-ai copii, dacă mai târziu nu are cine moștenii. Mi-a dat Dumnezeu un dar, am două fetițe, mi-a dat două frumuseți, două iconițe. Mi-a dat Dumnezeu un dar, două frumuseți, două iconițe.
plăcere, când o fi la bătrânețe să am în gâniere. Mi-a dat Dumnezeu un dar, am două fetițe, mi-a dat două frumuseți, două iconițe. Și mă rog, Doamne, la tine ai grijă de ele, că-ți doi îngerași pe lume sunt fetele mele. Frumos, frumos, fără comenturire, felicitări, Neluțule Dinu. Mulțumesc, mulțumesc. Având în vedere că eu vorbi mult mai mult ca tine, că asta e menirea mea aici, te rog frumos, dacă ai vreo dedicație de făcut cuiva, fă și tu cu mare drag, microfonul ți aparține și de ce nu, să vorbim pe urmă. Melodia asta, două fetițe, două iconițe, vreau să o dedic din tot sufletul meu pentru fratele meu, care are două fete minunate și care eu le iubesc foarte mult și viața mea, și pentru cine are copii. Pentru cine se regăsește în cântecul tău. Corect. Da, cine se regăsește în acest cântec. Neluțule, fu vorba că plecați la Topraisar, faptul că nu ne cunoscurăm atunci când eram la Topraisar, perioada lui 77 și până în 89, cam așa să duc pe acolo, îndrăgiși cântecul de acasă, cânta mama, pe urmă plecași să cânți cum? Noi am locuit mulți ani la Techerghiol. Da. Acolo și cum era sistemul pe atunci, mai e așa. Pe atunci cum era sistemul, părinților noi s-au oferit o locuință aici în Năvodari. Și din clasa a patra, am locuit aici în Năvodari. Înțelesei. Da. Și cum ai prins? Deci ai prins dragul de cântec din Mi-a familie. Mi-a plăcut de mic să cânt, de mic. Dar vezi, ce e ceva, ai cântat cu instrumentul. Da, am cântat cu instrumentul. Eu, instrumentul meu care am cântat mulți ani, chitara bas. Așa. Chitara bas. Ai făcut ceva studii, Neluțu, pentru așa ceva? Am făcut școală, ca orice... Populară de artă, domnul Ghergheri? Da, nu, pe atunci nu știu de mult asta. Aha, 30 de ani. Înțelesei, da. Eram un copil. Și ți-a plăcut instrumentul și cântai și cu vocea? Cântam și cu vocea, da. Dar mai puțin cu vocea. Mai puțin. Chitara bas e un instrument care, nu știu, eu nu pot să cânt cu vocea când cu chitara. E o chestie așa foarte... Dar chitara bas este un instrument care umple orchestra sau formația. E balansul formației sau orchestra este chitara bas. Am avut basul. O orchestră mare. Eu am fost 9-10 inși, eram în trupă. Da. Frumos. Mai cu băieți unul și unul. Vioriștii, saxofoniști. Da, am avut. Deci te-ai lăutărit într-un fel, așa te-ai cultivat muzical. Da. Și cu timpul mi-am făcut eu trupișoara mea. Așa? Am o orchestră. Și care... cu vocea, mă înțeleg, dar mai ofof, cum ai ajuns la mai ofof, să cânt mai ofof. Da. Și mi-a plus să cânt muzică populară, așa îmi place să cânt. Așa? Da. Și muzica ușoară e frumoasă, dar în muzica populară parcă ne regăsește pe noi românul, așa, da, mai bine. Da. Neluțule, eu de aici m-am repetat și mă repet și acum, să știi că muzica populară, folclorul românesc este esența noastră națională de români, înțelesești, ne reprezintă. Dar cert este că tu când ai început să cânti muzică populară, care era idolul tău care te-a făcut pe tine să cânti? Pentru că te-a gândilat un solist ăsta care așa te-a bruiat și a zis, băi, ăsta îmi place cum cântă, cine a fost? Deci acum, la ora actuală, care... solistul meu care îmi place foarte mult să-l ascult, Ionuț Dolănescu. Da? Da, foarte mult îmi place să-l ascult. Acum, la ora actuală. Da. Dar atunci când te-ai apucat de cântat, cine era? Taxu. Taxu, da. Da, stimați telespe, merge în brandul Dolănescu pentru că merge bine, merge foarte bine, dar numai că, spre surprinderea mea la Neluțu Dinu, ce mă surprinde pe mine, fiind în branșă și naș, cunoscându-l atâta timp, așa, a venit foarte bine personalizat pe el, cu piesele lui. Și asta contează. Stimați colegi lăutari și cântători, care aveți materiale, luați decătura cu eu și dacă luați decătura cu eu, veniți aici la Firicel, așa că Neluțu Dinu a făcut acest material. Cum l-ai făcut, mă, Neluțule, cu sufletul, cu inima, cu tot?
Nu? Hai, zi, povestește. Cu sufletul, cu inima, cu răbdare, cu răbdare. Și financiar mult. Da, și financiar, da. Nu, nu contează, nu contează asta. Dar am avut răbdare. Corect. Am avut răbdare și bineînțeles că soția mea m-a sprijinit foarte mult. Frumos. Și moral. Felicitări, și... doamnă, felicitări. Da, da, frumos, frumos. Da, bine că... Da, dar din ce vorbim noi în afară de emisiune, când fusești plecat pe la Gorj pe acolo, doamnă, când fu plecat pe la Gorj pe acolo, prea mai avea liniște pe acasă, vă gândeam la Neluțul la Gorj, la Gorj acolo e o frumusețe rară de colți, de plai, de miorițe, ceva foarte, foarte pitoresc acolo, la Gorj, da. Și, Neluțule, cântași cu trupa. Îți făcuși trupa ta. Da. Am un band. Uh-huh. E permis să spun numele. Te rog frumos, e formația ta. Da, formația mea Hai Noroc se numește. Uh-huh. Hai Noroc, Noroc. Hai Noroc, da, da, sigur. Noroc. Da. Da, am niște băieți minunați. Uh-huh. Uh-huh. Am colegii, unul dintre colegii mei sunt de aproximativ 18 ani cu el. Oh. Cine, da, este? Îl cheamă Anefi Elvis. El este tătar. Uh-huh. Dar cântă mai bine ca românii. Da? Da. Frumos. Cu instrumentul, frumos. Și mai bine ca machedonii cu voce. Da? Da, și cu instrumentul. E un instrumentist foarte bun. Și un băiat cu bun simț. Măi, ce se întâmplă? Cine pune suflet în ceea ce face și e serios și profesional, se scoate. Se scoate, domină și este el, înțelesești? Da. Dar numai că, știi tu cum e proverbul ăla? Nu degeaba am muncit, înțelegi tu? Ai un cântec, da, tu, nu degeaba am muncit. Da. Ai muncit, ai muncit, dar ai primit și satisfacție la muncă, da, nu? Da, da. Ia cântă-ne tu să vedem cum n-ai muncit tu degeaba, demonstrează-ne prin cântec. Neluțu Dinu, stimați telespectatori, nu degeaba a muncit, zice el. Neluțu Dinu este... Și la mâna lor am plecat de mic copil de acasă și-am muncit să-mi fac un viitor. La străin ce te văd ca pe o slugă, atât timp cât ești la mâna lor. Nu degeaba am muncit, copiii am rânduit, muncii prin țări străine, ca s-o ducă ei mai bine. Nu degeaba am muncit, copiii am rânduit, ca muncii prin țări străine, ca s-o ducă ei mai bine. Ca să o ducă ei mai bine.
țări străine, ca s-o ducă ei mai bine. Nu degeaba am muncit, copiii am rânduit, ca muncit prin țări străine, ca s-o ducă ei mai bine. Da, stimați telespectatori, când zicem copii, zicem acel liant al sufletului nostru, al inimii noastre, liantul familiei și de ce nu este tot ceea ce ne dorim fiecare, ci că să sădim un pom și să creștem un pui de om și așa mai departe, cum zice românul. Dar cert este că Neluțu Dinu, văzură dumneavoastră cât de frumos creionă și interpretă acest cântec. Felicitări, mă, Neluțule! Mulțumesc mult! Ia zi ceva despre cântecul ăsta, așa, în mare. M-am inspirat din viața românului care pleacă în străinătate să muncească pentru copila și... Bun, dar tu ai gustat străinătatea, ai plecat în străinătate, ai fost? Am fost în vizită. În vizită, nu să cânți. Nu. În vizită. Și ți-a plăcut? Ca la tine acasă, ca în România, nu mi-a plăcut. Ai stat 2-30 pe vrei acasă. Da. Corect. Da, nu. Corect, da. Da, stimații telespectatori, cu această ocazie îl salut și pe Vasilică Codreanu, prietenului fericelului nostru de la Galați, că se uită la noi acum. Vasilică, salutare. Te salut și pe tine, Măriuța, acolo la București, Măriuța e fiind colega mea și doimea mea muzicală, Măriuța Spânu, și multă sănătate. Și Neluțule, totuși, zim, cum ai avut pornirea asta de a te personaliza pe cântec deodată? Hodoronca, tronca, ponca, gata, vreau să fac niște melodii. Cum ți-a venit ideea să faci tu așa ceva? Eu am cântat la Gorj. Așa. Și mi-a plăcut foarte mult. Ca la Gorj nu cântă nimeni, eu corect, am o vorbă. Corect, da. Și cântă și Craiova. Dar nu Gorj, e Gorj. Nu e Gorj. Și am învățat foarte mult să cânt muzică populară la Gorj. Da. Și am zis, mă... trebuie să fac și eu în timp și am zis să o fac și am făcut-o. Da, și ai făcut-o bine și acolo la Gorj cât ai cântat, un an, doi? Da, o să văd 2 ani. Uh-huh. Dar ți-a fost bine. Super. Ți-a fost bine și ai avut ce învăța. Am avut ce învăța, da. Corect. Și cum ți-a fost cu aceste cântece? Că ele sună bine, sună așa, cu cine le-ai făcut și cât de mult te-ai chinuit și chestii din astea. Povestește din bucătăria ta de artist. Piesele sunt făcute la Drăgășani. Uh-huh. Am un prieten acolo care e un foarte bun orchestrator. Uh-huh. Se numește cum? Viorel Puia. Uh-huh. Viorel Puia, îl salut. Uh-huh. Pe Viorel. Și când l-am sunat și m-a întrebat, bine, i-am spus cine sunt, mi-a cerut 2-3 minute să se intereseze puțin de mine. A intrat pe YouTube acum, știți cum e, și m-a sunat imediat și a spus, da, acum, gata, colaborăm. Capitane, așa, capitane, gata, acum. Capitane de vas? Da, capitane, gata, da, facem, da. Pentru că, da, întâi trebuie să vezi cu cine lucrezi, nu te chinui, cum e vorba. Și am fost la Drăgășani și într-o zi am terminat. Deci nu, omul a și spus, nu. Cu tine a fost ceva frumos, prea repede, prea. Frumos. Da. Dar orchestratorul, cine a fost el? Nu. Și el, da. O parte, uh-huh. Și colegii lui de acolo. Violist, un violist foarte bun acolo. Cine era? Stoica Mirel. Uh-huh. Porecla îi spune banană, tot ești de da, banană. Da, pe banană am vorbit și eu cu el. Domnul Banană, multă sănătate, că ați făcut un lucru bun și tu, Viorel Puia, cred că ești fratele lui Ionel Puia, cred că multă sănătate îți doresc și pe Ionel Puia Dumnezeu să-l odihnească, mi-a fost coleg acolo la Târgu Jiu la Doina Gorjului și era un violonist extraordinar, Ionel Puia, și un meseriaș și un dirijor la Vâlceanca acolo, mai rar ca el dirijor, pentru că împrumutase un stil de a dirija de la Gelu Barabancea, care a fost cel mai mare dirijor al României, aș putea spune. Dar tu ai cântat folclor, ai cântat așa, dar când și cântecul de petrecere cu La mulți ani copiii mei. Da. Da? Da. Îl cânti și nou acum, dacă vrei. Cea mai mare plăcere. Bine, Neluțu Dinu, La mulți ani copiii mei. Bine, foarte bine, extraordinar de bine.
că e nuntă de băiat. Am pus mese mari în curte și toată lumea chema. S-au spus toți cu micu mare că e nuntă de băiat. La mulți ani copiii mei, mă rog să fiți fericiți. Și vreau unul lângă altul, hai că să ne îmbătrâniți. La mulți ani copiii mei, mă rog să fiți fericiți. Și vreau unul lângă altul, hai că să ne îmbătrâniți. Mulțumește lui de sus, Doamne ce noră frumoasă, băiatul meu mi-a adus. E valnică și frumoasă, mulțumește lui de sus. La mulți ani copiii mei, mă rog să fiți fericiți. Și vreau unul lângă altul, hai că să ne îmbătrâniți. La mulți ani copiii mei, mă rog să fiți fericiți. Și vreau unul lângă altul, hai că să ne îmbătrâniți. Plimba nepoții. Mă rog să mă țină Domnul să ajung într-o bună zi. Pe aleile din parcuri să pot plimba nepoții. La mulți ani copiii mei, mă rog să fiți fericiți. Și vreau unul lângă altul, hai că să ne îmbătrâniți. La mulți ani copiii mei, mă rog să fiți fericiți. Și vreau unul lângă altul, hai că să ne îmbătrâniți. Da, stimați telespectatori, la mulți ani copiii mei, așa cum spuse Neluțu Dinu, și de ce nu, la mulți ani și pentru dumneavoastră și încă o dată pentru toți ceea ce care azi aniversați ziua de naștere, la mulți ani din partea mea și bineînțeles din partea lui Neluțu Dinu. Felicitări, Neluțule! Mulțumesc mult pentru urări. Așa, și de asemenea să mai zicem, noi salutăm aici la Năvodar pe familia Nea Vasile Zgură, care se uită la noi cu siguranță, și mai zic de el că iar se ia de mie, zice, Nea Gigi de mie, mai la mulți ani și mata, măi, Nea Vasile Zgură, vezi și matale când face ani, cum face ani, la mulți ani din partea noastră, familiei Drăgan, cu comandantul și cu Drăgăneasa, la mulți ani așa, și pentru toți năvodărenii, se știe, bine, bine, foarte bine, și încă o dată pentru Nea Nelubitu pe scara mea, acolo, la mulți ani, Anelule, pentru mâine. E un kilogram în plus, peste 80, mi se pare. E bine că te ții bine. La Gagici umbli mereu, Anelule, de la Schebi. Ești din partea lui doamna Bitu, multă, multă sănătate. Ești din partea lui Vevete, ești din partea mea, de aici, așa. Nelusule, revenind la cântecul nostru ăsta care l-ai făcut cu domnul Banana, care s-a reușit într-un fel, spui tu că studioul ți-a mers foarte bine, nu? Da. În cât timp da. Ai imprimat tu aceste cântece?
Într-o zi. Într-o zi. Da, 5 ore. 5 ore s-a imprimat tot. Și mai spuneai tu mie, și nu pot să trec peste, pe tine te-a legat foarte mult Gorjul. Deci Gorjul, perioada aia de 2 ani de zile când ai cântat acolo, pe tine te-a legat sufletește cântecul popular. Am cunoscut foarte mulți soliști acolo. Da. Și îmi plăceau să-i ascult. Și care cântau mai, care mai de care? Și care mai de care mai bine, mai frumos. Da, corect. Da, și mi-a plăcut gorjenește. Am înțeles, da. Dar nu te-ai băgat pe stilul ăsta gorjenesc de a-l cânta? Nu, am colegi care au rămas acolo la Gorj. Aha, s-au și însurat acolo. Da. Eu, pe mine, m-a atras tot marea. Tot marea. Marea cea mare, neagră și albastră. Aveam cică. Familie. Aha, corect. Da, trebuia să fie corect. Mi se pare corect. Și cu ai tăi colegi în orchestră, cu cine ești tu în trupă? Sunt cu Anefi Elvis. Uh-huh. Am saxofon în orchestră, uh-huh. Adrian. Uh-huh. Și un băiat cu acordeonul. Uh-huh. El e mai copil, e mai cu acordeonul. Cu acordeonul, uh-huh. Da. E copil, dar se face și el. Da, om. Da. Uh-huh. Da. Dar te văzui într-o poză și cu, mă comentai eu puțin la voi, mă dădui la voi acolo cu Floricel, cu clanareta lui de aur, care rupe clanareta în 20.000 de bucățele. Noi am colaborat foarte și colaborăm și acum, nu? Mi-a plăcut să cânt foarte mult cu Floricel. Da. E un băiat extraordinar. Știu. Dar el e mai mult ocupat. Am înțeles. Pleacă în străinătate. El a prins un tren acum cu străinătatea asta. Aha. Și tot timpul el trebuie să... S-a obișnuit. Da, și el pleacă, vine și trebuia cineva să fie... Și el mi-a recomandat, uite, băiatul este... Frumos. Da. Floricele, multă sănătate îți doresc pe acolo, pe unde vei fi tu, că ești un băiat extraordinar. Și bineînțeles, îl salutăm și pe Lupu, pe Octavian, pe Sandu, cu toată trupa lui acolo, că de cântai și eu cu voi o perioadă de, măi, copilaj, măi, nu? Nu? Da, familia Lupu, Octavian, Sandu, au fost... Și să și rupi ceilalți, George, Costel, cu toți, da. Care... Da. Familie de lup de lup, lutari, lup de lup muzicanți. Muzicanți, lup de lup muzicanți, da. Și foarte muzicanți foarte buni. Buni. În Constanța aici, care au cântat și cântă foarte bine. Și niște băieți extraordinari. Da, măi, Neluțule, dar tu știi că în televiziunea asta noastră și peste toate televiziunile, cel mai dușman al omului este timpul, că se măsoară în secunde, în parasecunde, nu știu dacă e ceva mai mic ca secunda, dar chestia că noi trebuie să mergem mai departe. Și după ce mergem noi mai departe? Publicitate. Extra! De unde știu, măi? Nu se poate, stimați, gata, m-a lucrat, ce mai e încoace acolo? Publicitate! Bine! Publicitate, copii, la LTV România este... Grădina și florile, măi Mărie, măi, mi-au știut dragostile, măi Mărie, măi. Dar și eu ți le-am aflat, măi Gheorghiță, măi, că doar știi că-mi fost să ștragă, măi Gheorghiță, măi. Păi cum făguși mândr-o, dragă, măi Mărie, măi, să ne știi toate deodată, măi Mărie, măi. N-ai treabă și nu întreba, măi Gheorghiță, măi, de nu știi ce-i dragoste, măi Gheorghiță, măi. Să nu știu, mândruță, măi Mărie, măi, te-ai iubit de copiliță, măi Mărie, măi. Nu cred că știi nimic al meu, măi Gheorghiță, măi, cât de greu e dorul tău, măi Gheorghiță, măi. Nici tu nu știi, mândra mea, măi Mărie, măi, cât de grea-i dragostea ta, măi Mărie, măi.
zice, dacă-i grea, neicuță, măi, Gheorghiță, măi, n-ai vrut tu să-ți fiu drăguță, măi, Gheorghiță, măi. Și ce dacă, și ce dacă, măi, Mărie, măi, dragostea doruri se împacă, măi, Mărie, măi, tot la fel într-o și noi, măi, Mărie, măi, ne împăcăm amândoi, măi, Mărie, măi, cât sunt dragi să se iubească, măi, Mărie, măi, dragostea să le înflorească, măi, Mărie, măi, frumosul din lumea-ntreagă, măi, Mărie, măi, dar și noi mândruță dragă, măi, Mărie, măi, ne-o păstra dragostile, măi, Mărie, măi, grădina și florile, măi, Mărie, măi, florile vor înflori, măi, Mărie, măi, noi mândră ne vom iubi, măi, Mărie, măi. Da, stimați telespectatori, Văzură, ți-e vorba de primăvară, Văzură, grădina și florile, începe primăvara să înflorească tot, înflorește dragostea, înflorim noi oamenii, dar cert este că cum prinse eu cu invitatul meu, cu Neluțu Dinu, în această minunată zi de 4 martie, prinserăm între 1 martie și 8 martie, dar mărțișorul muzical pentru dumneavoastră, stimatelor, doamnelor și domnișoarelor, fu decât Neluțu Dinu. El este mărțișorul pentru că nu se nimeni emisiunea nici pe 1 martie, Neluțule, nici pe 8 martie. Așa că e bine, nu? E bine. E foarte bine. Așa. Ia zi-mi, Neluțule, cum te simți și pe prima parte de emisiune? Te întreb eu o întrebare la mine. Da. Recunosc. Puține emoții, da. Dar plecară toate acum. Da, plecară, plecară toate. Îl făcui să vorbească oltenește, da, stimatele. De-aia și de-al meu, da. Neluțule, vorbim noi de toate cele, de toate cele, dar... cum se duce viața asta? Ia zi-mi tu mie, așa în mare, despre noțiunea asta de viață, pentru că tu punctași în cântecele tale de acolo și că ai muncit și că ai plecat de acasă și cu străinătatea și cu fetițele. Cum conceptul, cum o vezi tu pe viața asta care, care nu este deloc serioasă cu noi? Nu este. Ne tăvălește și când ne prinde, da, la colțul ne iată. Ia zi tu cu vorbele tale. În primul rând... e timpul. Timpul. Timpul, care, da, e cel mai mare dușman al omului, da, timpul. Și ne tăvălește. Și omul toată viața se chinuie, uh-huh, muncește, uh-huh, pentru copii, uh-huh, și la sfârșit, da, e nimic. Da. Neluțule, dar acum, practic, n-ar trebui să intrăm în treburile, da, astea, dar intrăm pentru că suntem bărbați, suntem artiști, suntem în breasle și fiecare avem un început și un trecut. Tu ai avut copilărie? Da. Ai, da, avut copilărie? Da, da. Ai simțit copilăria? Da, ai simțit-o, am simțit-o, nu? Da. Am ai bunici, avut tot ce ți-a trebuit? Da, bunici, am avut bunici care am fost la bunici și am avut o copilărie frumoasă, frumoasă. Și ți-amintești cu drag de ea? Da. Frumos, amintesc, frumos. Foarte frumos. Nu, vreau să spun că sunt situații care, spre exemplu, ca speță, eu n-am prea avut copilărie, în sensul că am crescut acolo în zona aia de Oltenia, de Mehedinți, acolo unde era, erau ținuturile astea mai așa, mai pitorești, mai sărace, mai, cum se spune, ție acolo, doar era bogată natura, înțelesești? Da. Dar în rest, oamenii nu erau așa într-o stare asta, că aici vreau să ajung cu tine, pentru că tu punctași acolo cântecele tale cu am muncit, am făcut așa, așa, că un artist nu trebuie să uite de unde pleacă și drumul pe care îl parcurge până unde ajunge, da, înțelegi? Da, da, da. Și odată ajuns acolo, trebuie să vadă totul în urmă. Știi? Aici e chestia. Da. Ceea ce se întâmplă că în ziua de astăzi, dacă tu ai văzut și printre colegii noștri, care fiind la Gorj acolo, tu ai văzut, i-ai cântărit pe toți, au plecat de la așa și pe urmă uite de unde pleacă. Da. Care nu este bine, înțelegi? Și la generațiile astea de azi, care tu, spre exemplu...
Ai o carieră în spate de lăutărie. Da. Ai da. Muncit. Am muncit, da. Și ai muncit și ai muncit cinstit și ai muncit mult și corect. Ce da, vorbeam noi din aurea. E ca să ții vorba noastră, vorba românului, hățurile în mână. Așa. E, te chinui mult. Da. Pentru că nu toți semănăm, nu toți suntem la fel, toți da. Avem... Și e greu, e greu. Da. Se pare că avem un telefon. Sunteți cu noi la Firicel cu dor și dragoste de cânte popular românesc. Bună ziua sau bună seara, nu știu cum o fi afară. Bună seara sau bună ziua, domnul Luca. Bună seara sau bună ziua invitatului dumneavoastră. Domnul Luca, vreau încă de la început să spun că ceea ce ați făcut sâmbăta trecută, respectiv cu cursul săptămânii anterioare, a fost o adevărată filă de folclor, deci o filă în istoria folclorului românesc. Aducând peste 15 prieteni de dumneavoastră, de altfel cântători ai versului popular românesc, cărora le mulțumesc eu ca telespectator și ca prieten al emisiunii dumneavoastră, mai mult pentru, în primul rând pentru mesajele transmise, dar mai mult pentru costumele care le-au prezentat. Să nu uităm pe domnul de la prietenul noastră, ziceți, Vasile Codreanu de la Galați, de la Galați, moldoveanul nostru care își mișca picioarele da, într-un da, fel. Da. E, să știți că nu am uitat, am vrut să-mi ies... N-am uitat, am vrut să-l spuneți dumneavoastră. De asemenea și dumneavoastră ați prezentat un costum extraordinar de autentic, un costum care într-adevăr vă reprezintă zona de unde veniți. Mai mult decât atât, vreau să spun că folclorul românesc, cel puțin din punctul meu de vedere, nu numai, a și al celorlalți cu care eu colaborez, este numărul 1. Și vă doresc succes în continuare în ideea aceasta. Ce vreau să spun? Că ați pomenit cumva de 4 martie, o zi mai întunecată în istoria neamului românesc. Dar haideți să ne aducem aminte că tradiția este cea care ține punctul numărul 1. Și atunci să ne aducem aminte că a fost să sărbătorim doi sfinți. Sfântul Gerasim, care era iubitor de animale, așa și în momentul când a plecat spre ceruri, leul, prietenul lui ultim, s-a dus și a stat acolo pe mormânt când a murit și el. Un al doilea sfânt este Sfântul Toader. De ce îl pomenim pe Sfântul Toader? Pentru că el a fost acela care a plândit, ca să spun așa, oamenii care țineau tradițiile și oamenii care nu țineau tradițiile, împărtășind în felul acesta bunul și răul. Mai mult decât atât, această săptămână, prima din postul Paștelui, este foarte importantă. Ea se mai numește și Săptămâna Cailor. Ia să vedeți de ce. În primul rând, caii au fost cei care au departajat frigul de căldură, adică au gonit frigul, a venit căldura. Fetele, vedeți cum faceți asta când ajungeți acasă și noastră și invitatul noastră, trimiteți-le să adune o buruiană din pădure care se mai numește și popalnic, așa, îl fierbe buruiana și se spală pe cap ca să crească părul frumos, fetele. Tot fetele fac în astăzi, ce fac? Se duc în ieslea unde de cu seară s-a pus nutrețul, cena mânca caii, ea fierbe și ea face o leșie cu care se spală pe cap. Vedeți în ce parte a capului trebuie spălat ca să crească părul mult mai bine. Tot ce să vă mai spun eu, că în această zi de sfântă sâmbătă din prima săptămână a Paștelui se face colivă într-o pomenire a celor duși la întâlnirea cu Dumnezeu. Ce nu știe multă lume este că această colivă slujită în biserică, ieșită din biserică, nu se împarte neapărat oamenilor în vârstă, ci copiilor, pentru că ei sunt cei care duc viața mai departe, celor la care au fost pomeniți. Iată numai câteva din ritualurile zilei de astăzi, pe care cine dorește le poate căuta foarte ușor în Analele Dobrogei, revistă din perioada anilor 1929-1936, iar cea din 1936 chiar așa se intitulează, un capitol de la bătrânii dobrogeni.
nu vreau să vă ocup prea mult, pentru că vreau să mă întorc și la concetățeanul meu, domnul Dinu, pentru că și eu sunt ca și dumnealui năvădoreancă, venită din Constanța. Dar asta este mai puțin important. Domnul Dinu, în primul rând vă apreciez calitățile vocale. Mulțumesc mult. Eu nu sunt specialist în muzică, ci mai mult în mișcare, da, ci în mișcare de joc popular. Ce vreau să spun? Eu cu copilașii mei am bătut dușumeaua, am bătut scena cu geampara din Topraiser, cântată de Grigore, chiar zim la Cimpoi. Da. De ce spun lucrul acesta? Mi-ar fi plăcut, domnul Dinu, să fi cântat și o geampara de-a noastră dobrogeană, sau poate cântați până la sfârșitul emisiunii. Cântăm live. Eu nu vreau să spun decât că aveți într-adevăr voce și mai mult decât atâta, îmi place că păstrați o parte doar se vede din costumul popular dobrogean. Da, și acesta este costum popular dobrogean, cămașă cu cusături albastre, puteau să fie și roșii, dar n-are importanță, ilicul, vesta cu semnele acelea, motive florale sau geometrice, este de foarte bun augur. Eu îl felicit pe domnul și muzica care o prestează dumnealui bănuiesc că este mai mult cea năptărească, cea de petrecere, dar bine ar fi dacă s-ar axa măcar acum, de acum înainte, pe muzica populară adevărată. Da, mergeți mulțumesc. În concursuri, mergeți în spectacol, aveți voce, aveți prestație fizică. Eu vă mulțumesc și dumneavoastră, domnul Luca, că reușiți să aduceți oameni pe care multă lume nu-i cunoaște. În felul acesta îi promovați pe dumnealor, le promovați muzica, promovați folclorul nostru, căruia dumneavoastră i-a scris sâmbăta trecută, ca să ajung de unde am plecat, o pagină adevărată de istorie folclorică. Eu vă mulțumesc în numele multor telespectatori și vă doresc succes în continuare. Să rămână, mulțumim. Mulțumim, să rămână. A fost doamna Simița Boieriță, a văzut 5 ani de Firicel cu Dor și Dragoste de Popular Românesc, a fost cu noi critic la maxim pe costum așa așa, dar numai că să ne cânte nouă Neluțu Dinu cum se duce viața, că numai el știe în ceea ce și cum se duce viața. Neluțu Dinu este bine bine. Cum se duce viața? Se scurtează ața, ai pahar, pahar, mai strângem din amar. Tinerețe-mi piere, nu mai am putere, ai pahar, pahar, mai strângem din amar. Cu paharul stin focul, că prea trist mi-a fost norocul, dar să beau că din viață nimic nu iau. Singura mea alinare e la cârciumă-n pahare, las să beau că din viață nimic nu iau. Și-am muncit într-una, ai pahar, pahar, mai strângem din amar. Și nu pot cu banii să mai cumpăr ani, ai pahar, pahar, mai strângem din amar. Cu paharul îmi sting focul, că prea trist mi-a fost norocul, dar să beau că din viață nimic nu iau. Singura mea alinare e la cârciumă-n pahare, las să beau că din viață nimic nu iau. Bătrânețea vine, ai pahar, pahar, mai strângem din amar. În ce
încet mă sugrumă și las totul în urmă. Hai pahar, pahar, mai stingem din amar. Cu paharul îmi sting focul, că prea trist mi-a fost norocul. Da să beau, că din viață nimic nu iau. Singura mea alinare e la cârciumă-n pahare. Las să beau, că din viață nimic nu iau. Norocul, da să beau, că din viață nimic nu iau. Singura mea alinare e la cârciumă-n pahare. Las să beau, că din viață nimic nu iau. Bine, bine, foarte bine, extraordinar de bine, stimați telespectatori, a fost punctul pe I cu acest cântec frumos de petrecere cu paharul, că mai uităm de supărare, mai uităm de una alta, de toate cele. Felicitări, Neluțule! Mulțumesc, mulțumesc! Măi, Neluțule, eu acum eu trebuie să mă iau de tine pentru că doamna Boierița nu mă iertă, înțelegi? Da. Trebuie să punctez niște chestii care stă în menirea mea de moderator aici cu tine și de executant de firicel cu dor și dragoste de cântec popular românesc. Dar mai întâi de toate, stimați telespectatori, vreau ca firicelul ăsta cu dor și dragoste de cântec popular românesc să-l fac într-un fir de mărțișor și să vi-l dăruiesc dumneavoastră și eu și Neluțu Dinu cu ocazia lui 1 martie, lui 8 martie, și vreau în special lui șefa mea de aici la LTV România, lui Ramon Nica și bineînțeles lui producătoarea mea Cristinica și la toate fetele frumoase de aici, de la noi, de la LTV România, că sunt una și una, și bineînțeles din partea copiilor de aici, băieților, care și băieții ăștia niște profesioniști și e la fel unul și unul. Și cu această ocazie să vă spun cine lucrează cu mine astăzi aici, aici în platou este Bogdanel, cel mai Bogdanel de pe lumea asta, bine, bine, foarte bine, și acolo la butoanele lui fermecate și la telefoane, cine este, nu știu exact cine este la telefoane acolo, dar pe butoane este Dan Neculescu cu C, sigur că da, Dănuț, și bineînțeles Mihai Țăpuiule, așa că vorbi. Neluțu, vin la tine, nu te las, nu te las, nu te las, mără lumea de necaz, măi, măi, of, of. Ce facem cu cântecul Dobrogean, te iei de el? Da. Cânte iei? Da, chiar mă gândeam acum. Cânte iei? Cred că începând din momentul... Asta? Da, îți intră da, la idei. Gata. Vorbim și noi, da, pe vorbim. Așa. Bun. Da. În afară de asta, tu știi care este cartea de vise a unui interpret de muzică populară? Da. Care este? Costumul. Și după aia? În orice caz, n-aveai de unde să știi, pentru că dacă te uitai des la emisiunile mele și la aici, da, prindeai șmecheria, da, cu Prințescu, dar acolo ne prințărăm cu pauza care fu chestia, publicitatea. Este Doina... Neluțule Dinu. Da. O Doina ai încercat să cânti vreodată? Nu. N-ai încercat. Nu. Dar vei încerca? Da. Și ai să poți. Adică important e să vrei, că dacă vrei reușești. Dar în orice caz, ceea ce tu faci prin cântecele tale, aduci viață oamenilor, aduci distracție și voie bună. Pentru că, virgulă, cântecul popular românesc, ăla de prispă, de bătătură, se înrudește foarte mult cu, virgulă, cântecul de petrecere. Înțelesești? Da, da. Aici e chestia. Dar tu promisești că te vei apuca puțin și de Dobroge. Dar tu știi... Eu vin decizional eu de la... Eu cânt la nuntă Geampara. Uh-huh. O cânt, îmi place foarte mult. Și Geampara? Ce Geampara le cânti? Bineînțeles, nelipsita, de aș mai duce-o până la toamnă, care așa, la orice nuntă se cântă. Se cântă a lui Ana Radu, da, sigur, da, că, da, da, se cântă. Dacă rămâne ea așa... Mai sunt, mai sunt. Normal. Eu nu, cântecul Dobrogean este specific aici, prin... tot ceea ce oferă el, adică ritm, că pentru că aici în Dobrogea avem tătari, avem machedoni, avem turci, înțelegi? Și toți influențează folclorul ăsta dobrogean. Da, mi-ați dat, mi-a dat o idee acum, nu? Și am să o... Uh-huh. O fructifici, da, nu? Da, da, da. Deci, părerea mea este că să încerci cât poți tu,
Că un interpret, să știi că nu se rezumă numai la eu cânt Gorjul și Oltenia și chestia asta, pentru că să vină tradițional și specific pe asta, dar dacă mai pune să cânt ceva de Moldova, cu siguranță scânt tot la, ca la Craiova, știi? Oltenește, adică înțelesești? Da. Pentru că asta este de acolo așa. Dar și tu cu cântecul popular poți să vii pentru că ai fost în Gorj 2 ani, ai gustat muzica din zonă, știi ce, despre ce e vorba, Da. dar în același timp te poți plia și pe Dobroge, adică unde trăiești, că vii cu costumul, doamna Boierița Da. ne depistă cu costumul, că zice că costum poartă, dar nu cântă. Și vei cânta, da? Promit că o să fac. Așa, ce proiecte de viitor mai ai tu? Ia mai vorbește-mi și tu despre tine, așa, cam ce ai vrea tu să mai faci. Proiectul de viitor, vreau să termin albumul care Ce l-ai l-am propus? propus și sper să le placă la oameni Mă, de plăcut place că... muzica care o cânt, Păi... interpretarea, să fie primită în casele oamenilor, să fie muzică. Dar acum întrebare la mine, răspuns la tine. Tu ești mulțumit de produsul care l-ai în brațe acum de 10 melodii? Nu pot să spun că sunt mulțumit. Acum îmi dau seama că mai trebuia Mai ceva. trebuie ceva? Cât de sincer, estimați telespectatori, nu se poate cu el, da, corect. Își dă el seama că mai trebuia ceva. Are dreptate, pentru că e sincer și fiind lăutar, normal că a plecat de aceea, de la lăutărie, a plecat la cântecul popular, ca mai și o fofof în față, cum fac foarte mulți interpreți. Ați dumneavoastră, cântă cu orga de, și pormă, mai, o fofof, solist vocal, așa și el. Dar uite că prinde bine și a prins bine și acolo unde trebuie. Dar numai că ai avut și tu nuntă, ai făcut nuntă? Făcut nuntă, da, Cam povești, bineînțeles. nu? Cam Cam povești. povești. Ei, atunci dacă ai făcut nuntă, cam povești, spune tu cânti, astăzi este nunta mea, dar tu povestește cum a fost nunta ta atunci, da? Neluțu Dinu, astăzi este nunta mea, adică a lui, nu a mea.
lângă noi, bineînțeles și nuntașii. Și de la această nuntă nu puteau lipsi nici nașii. Părinții sunt lângă noi, bineînțeles și nuntașii. Sărbătoare, sărbătoare, mare sărbătoare la toată lumea când ne nuntă, sigur că da, dar și Neluțu când fu generică atunci, fu, mare sărbătoare. Mare sărbătoare, așa? S-a întâmplat de mult. Unde e făcut junta? Aici la Năvodare? Aici la Năvodare, da. La Năvodare aici. Năvodare. Cine ți-a cântat? Mi-a cântat colegii, colegii care cântau, bineînțeles. S-au fost mulți. Da, aveam băieții care cântam pe atunci. Corect. Nașul meu e tot lăutar. Aha, cine e? De la Slobozia, Cornel Oprea. Aha. Frumos. Îl salut pe această cale, nașul meu. Și a fost frumos. Ia-uzi, nașule, Cornel Oprea, ia-uzi, înveți pe sticlă la Slobodea, că spuse finul că ne înveți pe sticlă, acum te uiți la noi, te salutăm și noi aici și multă, multă sănătate. Ai un fin minunat, corect. Neluțule, ia zi-mi tu mie acum că nu trebuie să trec cu vederea peste toată chestia asta. Cât ai stat 2 ani la Gorj, la nunți ai cântat pe acolo? Da. Am cântat. Și... nu multe nunți, dar am fost, pentru că nu, era timpul, nu puteam să... Eu am înțeles ideea, dar ideea mea este alta, vreau să punctez altceva. Să-mi spui și mie o diferență între nunta de Gorj și nunta de Dobrogea. Este diferență? Foarte mare. Te rog mare. Frumos, zi-mi-le tu pe rând așa. În primul rând acolo am cântat 3 zile. Așa, corect. M-am speriat. Pe aceiași bani. Da, pe aceiași bani. Pe aceiași bani. Aceiași bani, 3 zile. Dar a fost frumos. Da. A mers pentru că am vrut să văd cum e o nuntă. Da. Da, la Gorj. Da, da. Am avut acolo prieteni care m-au luat, ne-am prietenit, tot muzicanți de acolo, lăutari. Și m-au luat la o nuntă. Pe mine m-au luat să cânt muzica ușoară și acolo bine, am cântat de toate eu acolo, mi-era drag să cânt. Da. Păi mâine, dacă nu ți era drag să cânti, tu nu te dădeai în partea asta de măi și ofofof, da. Adică să fii solist vocal, da. Pentru că e mare diferență între un instrumentist și un solist vocal. Acum tu făcând pe instrumentistul în trupă și mergând cu instrumentul de mic copil până așa, nu ți-a fost greu să te desprinzi pentru a interpreta și atinge sigur. Un vis al tău, adică în sensul sigur, ăsta. Sigur, că da. Dar nu ți-a fost nici ușor. Nici ușor, bineînțeles. Nici ușor, pentru că sunt pretențiile care care se impun. Da, vă dați seama că ne vede o lume întreagă, discuții și... Așa. E foarte greu. Trebuie să fii acolo. Trebuie să fii acolo. Noi avem o vorbă, să fii pe ton, să fii acolo pe ton. Pe ton? De cântat cântă mulți. Pe ton și pe răbdare. Da. Pe răbdare. Da, pe răbdare. De cântat cântă mulți, da. Da. Da, stimați telespectatorii, ce spune acum Neluțu Dinu, spun și eu, pentru că acum câteva zile au fost niște imprimări în Radio București, că vă spuneam la asta, la Radio București se intră foarte, foarte, foarte greu, pentru că exigența este extraordinar de mare. Și am un prietenar acolo în orchestră, îl cunosc de mult, Mihai Călușaru. Mihăiță, te salut și pe tine toată orchestra radio, împreună cu domnul Adrian Grigoraș și pe tine Ionaș Toader, bineînțeles, așa. Și îmi zice Călușaru pe hol, zice: răbdare, răbdare și ton. Înțelegi? Exact, că acolo dacă n-ai ton, degeaba, e o chestie acolo. Dar în orice caz sunt profesioniști și vreau să spun că acolo exigența este foarte mare, foarte mare. Ceea ce confirmă și Măriuța, a făcut și ea o piesă și la fel a fost, dar la mine acum parcă a fost mai așa, mai accidental pe problema. Pretențiile sunt mari. Da, pretențiile sunt mari, corect, corect. Măi, Neluțule, gardul mă duce la poartă.
Da, e o melodie pentru legată de viața omului, viața săteanului, viața... Băi, dar fii atent, nu te las, nu, mă duce gardul la poartă, păi da. Ca să ducă gardul la poartă, asta numai în anumite situații duce gardul la poartă, că nu mai nimeri poarta sau nu mai nimeri bătătura, poteca să duce acasă. Exact. Cum e la țară, omul mai bea un pahar și greu ajunge acasă. Corect, așa se corect. Ține de gard și gardul îl duce acasă. Stimați telespectatori, nimeni altul decât Neluțu Dinu este cu gardul mă duce la poartă. Neluțu Dinu este... Bine, bine! Acasă o să car, dar tu reține-te bine, ca să mă ții și pe mine. Nădejdea-n tine o pun, tu îmi ești prietenul. Beau în cârciu, mioară vin, după aia de gar mă țin. Vinul meu mă îmbată, gardul mă duce la moartă. Beau în cârciu, mioară vin, după aia de gar mă țin. Vinul meu mă îmbată, gardul mă duce la moartă. Telespectatorii, ce vă spuneam eu dumneavoastră odată când tot mă repetam eu cu mama lui de dragoste, știți?
Cam așa este dragostea, cam așa este și cu vinul ăsta. Când îl bei, uiți cum te cheamă, nu mai nimerești nici adresa, dar până atunci să zic felicitări, Neluțule, pentru cântare. Mulțumesc, mulțumesc foarte mult. Neluțule, întrebare la mine, răspund la tine. Tu ai fost vreodată beat? Ca băieții. Nu pot să mint. Ca băieții. Ca băieții. Ca băieții, sigur că da, este. Așa, stimați telespectatori, ce vreau să spun, vreau să vă spun că aceste cântece de petrecere sunt foarte bine definite pe individ, pentru că, exact, iară vin la mama lui ei de dragoste, zice așa că băutura e bună, dar să te ții de ea. Da? Așa, așa e, da. Că dacă se ține ea de tine, e mai rău. E mai rău. Ei, așa e și cu dragostea. Dragostea este bună, dar să te ții de ea. Că dacă se ține ea de tine, te tăvălește băutura, te-o tăvălește, te tăvălește, dar dragostea te tăvălește de într-un fel, așa. Da, măi, Neluțule, treaba este că totul este bine, este ok, cum zic ăștia astăzi, adică este bine. Eu te felicit pe tine pentru materialul care tu l-ai prezentat, pentru că se vede că te-ai implicat și cu inima și cu sufletul. Da, într-adevăr. Mulțumesc mult. Te simt. Stimați telespectatori, financiar, nu mai povestim, pentru că asta nu se dă din casă. E știți dumneavoastră cum, iuțeala de mână și nebăgarea de seamă. Acum ce să facem, asta este, dar, eu nu vreau să ierd, să întreacă nimic, să știți că costul financiar îi scot pe unii care degeaba îi scot. Dau bani și rămân cu banii dați, pe când la Neluțu Dinu se simte, se vede stofa, se vede stofa și Neluțu Dinu nu-i lucrat ca virgulă cântător, nu? Așa e. Nu-i lucrat, da. E prima lui chestie, de asta aici vin la Firicel să-l promovăm, că menirea noastră asta este, dar cu siguranță că materialul care îl va scoate pe parcurs și promisă că se va băga pe folclor și de Dobrogea cu... De-aș mai duce-o până la toamnă, Liliță Ioană. Bine, bine, sigur că da, cum se doamna Boierița, cântăm folclor din Dobrogea. Dar acum nu știu, e la atitudinea lui, el știe ce și ce are de făcut. Am promis. Ai promis, da. Am să fac o melodie. Domnul Cornel, cum îl cheamă la Slobozia? Oprea. Domnul Cornel Oprea, ia ziceți-mi dumneavoastră mie când veniți pe la finul, cam cum se pregătește finul cu dumneavoastră? A? Cred că bine, că nu se dezice pentru că acum știți dumneavoastră, noi artiștii în general și muzicanții și lăutarii am știut și știm să trăim bine. Da. Nu e așa? Vorba lui omul ăla, să trăiți bine. A? Bineînțeles, la un lăutar nu lipsește grătarul niciodată. Corect, corect. Lăutarul lângă grătar. Din toate legumele, cea mai bună este carnea. Da, și mai așa e de porc, știi? Aia, da. Sambalul niciodată nu lipsește lângă lăutar. Corect. Neluțu, i-am zis, tu mi-ai aici... Tu ai fost mic, ai fost, nu? Ai fost, toți am fost mici. Întâmplări frumoase așa, hazlițe, aduce aminte de o întâmplare frumoasă din viața ta așa și de când te-ai făcut răutar, ți-a fost greu, ți-a fost ușor, ai pățit ceva, nu ai pățit ceva? Păi, ăia de acasă te trimiteai la școală, fugeai de la școală sau ce făceai? Nu fugeam de la școală. Nu, că dar nu fugeam la școală, că așa erau timpurile atunci. Da. Dar mi-era drag să iau chitara, așa? Melodia la doamna Spătaru, iau chitara sub braț, așa făceam eu. Aha. Luam chitara sub braț, aveam un parc aici în Năvodari și strângeam în jurul meu fetele, băieții, cântam muzică folk pe timpul ăla. Și la ore te mai duceai? Unde la? La ore. La ore. La școală te mai duceai? Duceam și la școală. Te duceai și la școală, da? Școală, școală era școală, că dacă nu... Deci dacă nu, da, era Sfântul Nicolae în cui. Tata n-a fost rău și mama. Da. E, stimații telespectatori, când se domnul Cornel Oprea, dacă vine pe la Neluțu Dinu, este că vine nașul pe la mine. Să ne cânte nouă Neluțu Dinu, vine nașul pe la mine. Bine, bine, Neluțu Dinu este! Lemne multe
Și acum pun friptură pe grătar. Pe azi iar se lasă cu paranghelie. Vine nașul meu la mine și veselie. Să tot de e Dumnezeu. Așa naș cum am și eu. E deșprins, dar și cu minte. Nașul e ca un părinte. Foarte bine, extraordinar de bine, stimați telespectatori. Văzurăți, veni nașul pe la Finum, adică domnul Oprea de la Slobozia, a venit repede cu mașineta, machineta la Neluțu Dinu și făcură o petrecere de mama focului, nu, Neluțule? Așa e, da. Ia zi-mi tu mie, că să nu uit pe întrebarea, stai la casă sau la bloc? La casă. La casă. Deci ai loc unde să te desfășori, da, nu? Da, sigur. Corect. Da. Nu-ți bate nimeni în țeavă, în calorifer, nimeni nimic. Corect, corect. Da, stimați telespectatori, așa este. Unde este, este și cu siguranță se află, da. Neluțule, proiectul de viitor îl vorbim, aștept un nou material, aștept să compatibilizezi aceste piese, să le faci pe un CD, nu? Da, da, sigur că da, trebuie. Vorbim de case de producții care sunt fiecare mai care în felul lor, care așa vorbim e, noi, da. Așa? Așa e. Și o să alegem pe cea mai bună. O să alegem pe cea mai bună, că trebuie ales, pentru că din om în om și se găsește și se găsește, știi tu cum e, și lucrul da. Bun și ieftin câteodată se găsește. Da, bineînțeles. Da. Te rog frumos să-mi spui și mie
cu evenimentele, cum stai cu nunțile, cu nuntele, nuntele? Da. Stai mulțumim bine? Mulțumim Dumnezeu că stăm bine. Stați bine. Stăm bine, da. Dacă-s profesioniști, măi. Da, stăm bine. Da, corect, corect. Dar asta ți-e și cere, nu? Și asta e menirea voastră. Da, da. Corect, da. Bun. Ia zi-mi tu mie acum, cum te simți tu în astea o oră și o oră de emisiune aici cu Gigi Luca, Gheorghe Luca, Olteanu la Malumări, la Firicel? Da, bineînțeles, pot să spun că alături de Gigi Luca mă simt în siguranță și aș mai face da? Încă o emisiune. De bine de obișnuișă? Da. Corect. Aș mai face. Neluțule, te rog frumos și nu degeaba, cu ale tale cuvinte alese, adresează și tu niște cuvinte magice, cum vrei tu, de la tine până la telespectatorii noștri, înțelegi? Ce pot să spun decât că să vă dea Dumnezeu sănătate, corect, că e mai bună ca toată, aha, bucurie, aha, și fericire, corect, să fim fericiți cu toții. Da. Și de fericelul ăsta cu dor și dragoste. Cât și urmăriți, bineînțeles, îmi cer scuze că m-a luat valul, da, urmăriți această emisiune minunată, minunată Firicel, așa, de dor și cântec românesc. Corect. Da, stimați telespectatori, Neluțu Dinu se vede, este sensibil, el zise că fugiră emoțiile de pe el, dar încă îl mai stăpânesc puțin pentru că sunt firești, pentru că la a doua emisiune o să fie el cel mai cu mine aici și acum a fost el puțin cam așa, dar acum a văzut exact ca la fotbal, stimați telespectatori, a frâșt șmecheria și data viitoare vine pregătit pentru toate chestiile astea. Stimații telespectatori, eu ce să vă zic dumneavoastră, mulțumesc invitatului meu că acceptă invitația și că veni aici cu mine, Neluțule, încă o dată mulțumesc pentru... Cu cea mai mare plăcere, așa, voi veni și... Ai fost la înălțimea așteptată și încă o dată te felicit pentru mulțumesc ce ai făcut și mult succes mult îți doresc în cariera asta artistică, mulțumesc, și bineînțeles în tot ceea ce îți dorești tu. Iar dumneavoastră, stimații telespectatori, vreau să vă doresc multă, multă sănătate, multă primăvară în suflet, așa moderată să fie, nici prea caldă, nici prea ce, să fie primăvară, cu multă dragoste și urmăriți Firicelul cu dor și dragoste de cânte popular românesc. Vedeți-ne în reluare luni la orele 16:30 și de ce nu sâmbăta viitoare ne întâlnim aici la măi și ofofofi. Bine, foarte bine, o seară frumoasă, cu o noapte bună și liniștită, vă spune Gheorghe Luca. Bine, la revedere, stimați telespectatori, bine!